Penultima serie de bilete de tratament sunt valabile din 15 sau 16 noiembrie, dar Casa Județeană de Pensii Maramureș nu a reușit să distribuie toate cele mai bine de 300 de etichete care le permit vârstnicilor de la noi să ajungă la băi. Pentru această serie mai avem în jur de 20 de bilete nealocate. Sunt bilete la Sovata, la Herculane, la Buziaș, la Gioagiu, 3-4, nu sunt foarte multe, dar sunt pe mai multe stațiuni rămase. De asemenea, noi am afișat deja și am dat listare la repartițiile pentru ultima serie de bilete cu începere de la 1 decembrie pentru care nu avem cereri pentru mai multe stațiuni. Peste 60 de bilete de tratament sunt disponibile pentru ultima serie din acest an. Noi am afișat aceste bilete care nu sunt alocate. Sunt și pe site-ul instituției. Informații se găsesc pe site, sunt uh, disponibile cei care au cereri depuse sau chiar dacă nu au cereri și doresc să meargă în uh, această perioadă, îi rugăm să se adreseze instituției noastre. Deși an în Casa Județeană de Pensii primește mai multe cereri decât bilete de tratament, în anumite luni instituția este nevoită să le scoată la vânzare liberă pentru că vârstnicii nu le doresc. Un interes crescut pentru stațiune există în lunile de vară, în timp ce în perioada sărbătorilor pascale și în luna noiembrie, tichetele rămân fără proprietari. Având în vedere situația recentă, Casa de pensii va elibera biletele de tratament pe principiul primul venit, primul servit.